se fac angajări la Direcția pentru Protecția Copilului din Brașov. La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 20 de persoane au fost deja formați și angajați ca asistenți maternali în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov, în cadrul unui proiect. În acest an au fost angajate 4 persoane, procesul de atestare fiind îngreunat ca urmare a restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență. Direcția din Brașov continuă procesul de selecție în vederea atestării și angajării de persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști, fiind căutate în special persoane care au disponibilitatea și calitățile necesare pentru a lucra cu copii cu dizabilități. Acestea vor beneficia de un spor de 25% la salariu și de o alocație de plasament de 900 de lei pe lună, față de 600 de lei pe lună pentru un copil fără dizabilități. Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să aibă disponibilitatea și capacitatea de a primi în plasament unul sau doi copii, să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani, să dispună de spațiu care să acopere necesitățile de odihnă și de educație ale utilizatorilor, să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii, să aibă o stare de sănătate bună, să aibă o experiență anterioară cu proprii copii sau experiență în ocrotirea altor copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale și să aibă domiciliu pe raza județului Brașov. Nu poate fi atestată ca asistent maternal profesionist persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea cu intenția unei infracțiuni, părintele decăzut din drepturile părintești sau cel care al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, persoana care suferă de boli cronice transmisibile și nici persoana care este rudă cu copilul pe care ar trebui să-l primească în plasament sau care are copii sau rude până la gradul al patrulea pentru care instanța a luat măsura de ocrotire. Informații suplimentare referitoare la derularea procesului de selecție se pot obține la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale la numărul de telefon 0729-499-313 sau prin e-mail la smk3@dgaspcbv.ro.